Când este Paștele în 2022? Paștele ortodox și cel catolic pică la distanță de o săptămână. Imediat ce începe noul an, începe și lungă așteptarea sărbătorilor de Paște. În 2022, Paștele ortodox pică în luna aprilie, la o săptămână distanță de cel catolic. De ce Paștele pică în zile diferite în fiecare an? Când este Paștele ortodox în 2022? Câte zile libere avem în minivacanța de Paște? De ce Paștele pică în zile diferite în fiecare an? Sărbătoarea Învierii Domnului nu are o dată fixă în calendar, asemeni sărbătorii nașterii lui. Modul de calcul al zilei Învierii este ghidat de o lună plină și de echinocțiu de primăvară. Astfel, pentru a determina data Sfintelor Paști, Biserica Ortodoxă folosește atât calendarul lunar cât și pe cel solar. Așadar, Paștele cade întotdeauna duminica, iar ziua cu pricina trebuie să fie imediat următoare primei luni pline, de după echinocțiul de primăvară. Asta înseamnă prima duminică după prima lună plină, începând cu data de 21 martie, data echinocțiului de primăvară, când este Paștele Ortodox în 2022. Data echinocțiului este aceeași în fiecare an, și anume 21 martie, însă prima lună plină de după această dată variază, motiv pentru care sărbătoarea pascală variază și ea. Anul acesta, ortodoxii vor sărbători Paștele pe data de 24 aprilie, la o săptămână după Paștele Catolic. Rareori, sărbătoarea Pascală pică în aceeași duminică atât pentru ortodoxi, cât și pentru catolici. Paștele Catolic pică pe data de 17 aprilie. În 2022, catolicii vor celebra învierea Domnului pe 17 aprilie, întotdeauna cu o săptămână înaintea ortodoxilor. În anul 1924 s-a hotărât la Constantinopol o aliniere a tuturor bisericilor ortodoxe la calendarul gregorian, însă unele biserici nu au acceptat, motiv pentru care trei ani mai târziu s-a decis ca toate bisericile ortodoxe să sărbătorească Paștele după calendarul iulian. Când sunt florile în 2022, la ortodox și la catolici. Floriile sau intrarea Domnului în Ierusalim sunt prăznuite anual, la o săptămână distanță față de sărbătoarea Pascală. Astfel, florile ortodoxe vor fi în 2022 pe data de 17 aprilie, iar catolicii pentru catolici data intrării Mântuitorului în Ierusalim va fi 10 aprilie. Evenimentul marchează ultima săptămână de viața a lui Isus. Ziua în sine este una de sărbătoare și bucurie însă marchează începutul săptămânii patimilor, ce este o săptămână plină de tristețe. De ce Paștele Ortodox și cel Catolic cad în zile diferite? Timp de 10 ani toate bisericile au sărbat învierea în același timp, după calendarul vechi. Datorită libertății de decizie a minorităților catolice, doar greco-catolicii sărbătoresc în același timp cu ortodoxii, romano-catolicii nu au fost de acord cu această recomandare. Câte zile libere avem în minivacanța de Paște? Minivacanța de Paște este următoarea oportunitate de relaxare a românilor după încheierea anului precedent. De câțiva ani, guvernul a hotărât ca angajații României să beneficieze de zi liberă și în vinerea mare, astfel că minivacanța va începe în data de 22 și se va termina pe 26, când toată lumea se va întoarce la serviciu. De Paște zilele libere sunt prima, duminica și a doua zi luni. De marți începe din nou munca.